În sudul țării a început secerișul. Recolta de grâu din acest an se anunță a fi mult mai mare decât cea de anul trecut, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii, care au admis că secerișul a fost influențat de condițiile meteo. Chiar și așa, recolta se anunță în jur de 1.200.000 de tone. În centrul țării, agricultorii vor începe secerișul în 2 săptămâni. Toți sunt bucuroși de roadă bună. Eu gândesc că comparativ cu anul trecut, ar fi undeva de 2 ore mai mult roadă. Suntem pregătiți, avem tehnica respectivă, avem agregatele respective. E o roadă foarte bună, credem că cu succes vom recolta. Căsătoarea trebuie să o aninăm și gata. Da, avem tehnică, avem tot ce ne trebuie. Am trecut, am avut tehnică, dar n-am avut ce recolta. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția fermierilor că în această perioadă crește riscul producerii de incendii pe câmpuri. Toată tehnica agricolă să fie verificată și dotată cu mijloace primare pentru stingere unui eventual incendiu. Este necesar de a fi prestabilite zonele de amplasare a tehnicii agricole la o distanță de minimum 100 de metri de câmpurile de cerealiere. Strict este interzis arderea miriștii și se recomandă în termen de 2 zile paiele și toate resturile vegetare să fie înlăturate de pe suprafața câmpiilor. Pentru încălcarea cerințelor, normelor și regulilor de prevenire a incendiilor, fermierii riscă amenzi de până la 12.000 de lei.